Polițiștii hunedoreni au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară și 3 ordonanțe de percheziție a autovehiculelor emise în cadrul unui dosar penal ce vizează documentarea comiterii unor infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. În urma perchezițiilor au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe mijloace materiale de probă, ce vor fi analizate în cadrul materialului probator. În urma acțiunii desfășurate în comunele Lăpugiu de Jos din județul Hunedoara și Pietroasa din Timiș, au fost ridicate 4 arme și peste 400 de elemente de muniție, pentru care nu există justificare legală de deținere. Polițiștii hunedoreni au reținut 3 bărbați în urma acestei acțiuni. Polițiștii continuă cercetările în acest caz sub aspectul comiterii infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept și braconaj cinegetic. Atât muniția cât și armamentul au fost ridicate de la domiciliile sau din autoturismul folosit de unul dintre cei 4 bărbați, iar 3 dintre acești bărbați au fost reținuți preventiv pentru 24 de ore. În seama celor reținuți se află, pe lângă acuzațiile privitoare la nerespectarea regimului armelor și munițiilor și al uzului nelegal al acestora, și cele de infracțiuni legate de braconaj cinegetic.